Deci eu vreau să știu câți centimetri ai acolo la mijloc pentru că arăți beton. Ce frumos! Să știi că mai am de făcut niște abdomene până în vara asta ca să fie corpul ăla cum trebuie. N-am măsurat, dar cred că cum era, 60? Am, cred că... 90, 60, 90. Aici, 60 ăla, da, sau 90, cât o fi. E bine. Și ai 90, 60, 90 în rest? În toate zonele cum trebuie, dar sigur la abdomen e ok. Cum te întreții? Cum te întreții așa slabă până la urmă? Fac mult dans, dansez cu copiii la academie și mănânc foarte sănătos, nu beau suc, încerc să evit zahărul cât pot și fast food-ul, nu mănânc fast food, foarte rar. Cam asta, e foarte important să mâncăm sănătos pentru noi ca și față, ca și ten, tot ce înseamnă corp, e bine să mâncăm noi sănătos. Dar n-ai și tu un viciu, o prăjiturică, o ceva, n-ai? A, normal! Nu, ideea este să nu facem un exces aceste lucruri, adică să nu mănânci, să nu bei suc. Acum merg la cinema să văd Mica Sirenă și o să beau probabil suc, că nu merg floricelele fără suc. Dar în general nu beau suc niciodată. Și mâine plângi că ai mâncat floricele și ai băut suc și... Are burta, efectiv. Deci atunci când stric rutina sănătoasă, simt în corpul meu că nu e ok. De-aia încerc să mă mențin la un nivel healthy, așa. Dar așa aveți toată familia, stilul de viață? Doar eu. Și tati. Tati este foarte atent la ce mănâncă, ce bea. Eu cu tati suntem mai atenți la mâncare, pentru că ne gândim că atunci când o să fim bătrâni, să trăim sănătos și să trăim cât mai mult. Și contează de acum.